prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog. Am aici doi copii, prieteni mâncăcioși, care mănâncă, dar nu mi se vede capul. Așa, copiii mei mănâncă frumos, da? Da. Bravo! Copiii mănâncă mâncare și eu mănânc fructe. Mănâncă frumos, mami. Stai un pic să te învăț eu, David. Uite, rupi așa pâine. Uite așa și închizi așa. Hai, uite așa. Și mănânci. Așa. Și eu mănânc fructe. Da? Voi mâncați mâncare. Prieteni, am intrat să fac vlog pentru că nu știu, voi mi-ați dat un nume de rău acolo cu comentariile, dar nu-i nimic. Mergem înainte. Prieteni, eu nu sunt contra, eu să nu iau ursul pe acea femeie înapoi. Pe mine asta nu mă interesează. Nu mă interesează pe mine, nu-i treaba mea. Și nici n-am zis eu că nu s-a dus soacră mea acolo. S-a dus, dar doar să întrebe acolo, că i-a fost necat. Asta am vrut să spun. Și treaba este că de ce nu-i vreți seama pe amândoi? Nu numai pe el. Și mai scriu, știu cine sunt alea, familiile ale dușmanilor. De unde știi că nu s-a împăcat eu cu mine? Stau ei cu mine în casă sau dorm cu mine în cameră, nu? Cred că am spioni, David, în cameră, nu? Știu ei că nu s-a împăcat eu cu mine. Păi cu cine stă atunci în casă? Așa mănânc. Bravo. Așa uite și David mănâncă mâncare, vezi? Așa. Încet, mami, încet. Toți acum comentează că ne-a dat Leo bani de pâine. Păi eu contul ăsta l-am făcut la necaz, nu l-am făcut ca am vrut eu. Ce naiba? De ce m-am vinovățit tot pe mine? Parcă eu am fost aia în Germania, nu? Nu? Da, eu sunt aia din Germania. David? Da. Mănâncă frumos. Ida. Mamă! Ah, David. Și cu minte. Dar nu ni s-a terminat rol aici? Ia-te să te ștergi, mami. Unde pui mâna? Nu mai pune mâna. Așa, și mai mănânci? Da. Hai mănâncă, hai frumos. Prieteni, s-a renunțat, doarme. Prieteni, dar n-am putut să... Nu intru să fac vlogul acela. Pentru că n-am suportat, pentru că pe acea persoană o face nebună, o făcea rumaione de vină. A, ea a fost acasă și eu am fost în Germania. Așa este. Bravo.
N-am eu treaba aia cu ursul. Poate să facă ce vrea. Într-adevăr, și eu l-am iertat pe el, poate o iartă și el pe ea. Nu se știe, pentru copii. E pentru ce a venit aici înapoi și am stat? Nu pentru copii. Ce mai vrei, David? Mai vrei aripioară? Mai vrei? Mai vrei. Da? Da. Așa se spune, pardon. Și fii cu minte, nu mai fă așa. Mai vrei și tu, David? Nu ăsta, tu, David, dar mare. Stai eu, David, poți? Ia să vedem ce faci. Vede că poate. Încet. Poate dai pe tine acum. Lasă să mănâncă, dar nu mai e. Poți, da? Hai, descurcă-te că ești mare. Te rog frumos. Sara și cu Maria dorm în casă. Eu iar am gătit o cană pentru că așa a vrut David ăsta. Gata, mami? Du-te și spală-te că mănânce, da? O saltăm pe Persida dacă ne vede vlogul. Să rămâne, mami. Să-mi aduci și nouă ceva bun. David, îți mai pun puțin? Bă, puțin, hai, te rog eu. Hai, stai un pic, că e bună să fac. Da, mănâncă, David, că tu nu mănânci mâncare deloc. Hai, du-te și spate pe mânuțe. Întinde scaunul ăla înainte. Uite, ai pahar, mami, acolo. Ai pahar acolo. Știu, mi-e rușine și de Alin, că e moș la copilul meu, să mă scuză că am vorbit, dar... Să se oprească odată. Poate, David. Eu nu știu de ce ai intervenit și eu, cu acelea... Iar... Cu scandalul. Nu trece o săptămână, două, că iar începe scandalul. Nu se mai termină odată, prieten. Deci, mă jur că mi s-a urât. Mi s-a urât același lucru, același subiect, același discuție. Doamne ferește! Toată lumea că s-a dus acolo, s-a dus din acasă. Dar n-am putut eu să opresc pe femeie, unde mă duceam cu doi copii după mine, pe stradă. Că eu atunci nu era acasă. David! David! Unde mă duceți? Îi cheamă pe amândoi, David. Și când îi strig, îmi răspund amândoi. Odată. Așa este, prieten. Nu că mă pun eu împotriva... Acolo la patroană nu sunt eu
Ce treabă am eu să intru eu în familia lor? N-am niciun dreptul. Prieteni. Dar s-o blesteamă și pe ea, cu și ei, nu că a fost drogată. Și-a deschis singură poartă atunci. Nu i-a deschis-o nimeni. Asta a fost ultimul meu vlog care am vorbit în afară pe aici de ăștia, dar nu mai mult. O să-mi fac eu vlogurile mele cum mi le făceam acum, până acum. Nu mai interesează. Să facă toată lumea ce vrea. Dar câteodată îți vine leșinul. Să nu face patrona dreptatea. Știu că i-a făcut spargere la casă, dar uite că și el a rămas fără dată. Da, și tot din cauza asta. Așa este, prieten. Știu că acum o să zică că mi-a făcut cont, că alea, uite și eu am rămas cu contul, nu mai am pe socul meu în casă, nu mai am... L-am făcut cu sufletul la gură. Nu l-am făcut de viață, că mi s-a făcut contul ăsta. David, fiți cu mine! Așa este, prieten. Nu știu ce naiba, tot mi s-a scris în comentarii că nu mi se aude acolo la vlog sonorul. Nu știu ce mai va. De ce pauză? Mi-a fi umblat amică la sonor, nu știu. Eu mă uitai. Dar dacă nu se aude, iar din nou să-mi scrie, prieten, ca să văd ce o să fac acolo, să umblu. Așa este, prieteni. Eu vă mulțumesc și pentru comentariile frumoase. Mai puțin când mai am baterie. Eu vă mulțumesc pentru mesajele frumoase și pentru cele urâte, asta este. Mi-au spus mulți prieteni acolo că să nu mai bag în comentarii în seamă, așa am să fac. Eu vă mulțumesc pentru tot, prieteni, și o să mai revenim mâine. La revedere, prieteni, seara faină să aveți!